singur fapt că vorbim despre energie nucleară în România astăzi ar trebui să ne bucure, datorită faptului că în trecut s-au luat niște decizii curajoase, care la rândul s-au fost continuate și duse cu succes mai departe. La anul vom aniversa 20 de ani de la punerea în exploatarea primului grup de la CNC la Împotomita de Amun și aproape 10 ani de la punerea în exploatare celei de-a doua unități. Câteodată suntem atât de obișnuiți cu performanța tehnică a celor două grupuri, încât uităm să o reamintim. Nu trebuie să uităm faptul că de la punerea în exploatare comercială a celor două unități, Unitatea 1, din punct de vedere al factorului de capacitate, se situează pe locul 1 în lume, iar Unitatea 1 pe locul 14. Este o performanță notabilă, având în vedere că sunt peste 400 de unități nucleare în lume. De asemenea, trebuie să recunoaștem faptul că există o expertiză tehnică și umană deosebită în cadrul companiei, demonstrată în aceste performanțe și prin recunoașterea organismelor internaționale din care lucrurile ar face parte și a certificărilor. Energia nucleară nu o să insist asupra avantajelor ei, pentru că nu vrem să intrăm în polemici și cu alte tipuri de energie, dar trebuie subliniat de fiecare dată. Nu este o energie care să fie dependentă de vreme, nu prea ne afectează seceta, vântul, când e întuneric afară. Seceta a spus ceva despre ce mai bun de sânt, la un nivel de siguranță cu nivelul apei de răcire. A fost un singur caz în 2003, dacă mi-am luat aminte. La ce se a fost cazul ăla? La noi îmi faceți aminte? Nu am debit apropiat de cel actual, dar specialiștii noștri monitorizează cu foarte mare atenție aceste debite și există toate planurile puse în funcțiune, astfel încât în situația asta de situație se iau măsurile necesare. Suntem totuși departe de... Adică eu nu mi-aș pune problema să se creeze vreo isterie legată de acest subiect. Avem cei mai buni specialiști acolo și trebuie să aveți încredere că acționăm în cazul unei posibile astfel de situații, fără să existe vreo dramă în această situație. Dar nu suntem acolo și după cât ați văzut, vremea deja e în schimbare. Nu se începe să plouă. Acum, cel puțin două zile, da. Mergem puțin mai departe. Mare altă avantaj pe care are energia nucleară este faptul că nu are dependență de fluctuația prețului combustibilor fosili. Uraniul, care este combustibilul nostru pe care îl folosim, are o contribuție foarte mică în prețul de cost. Va mai un avantaj, există desigur și niște dezavantaje. Principal este cel al costurilor ridicate de construcția durată, construcția în reactoare, precum și al faptului că, în principiu, costurile sunt relativ inflexibile. Este o mare pondere a costurilor fixe care trebuie recuperate. Investiția inițială, costul de finanțare, operarea și mentenanța. Dar combustibilul în sine are o cotă de sub 10% din preț. Deci am menționat puțin despre trecut, pentru simplu fapt că dacă vrem să vorbim peste 20, peste 30 de ani de energie nucleară în România, trebuie să avem curajul să luăm niște decizii în prezent, care sigur ne vor impacta peste 10, 20, 30. Și avem în față proiecte importante în derulare. Cel mai palpabil și apropiat, care ar trebui să se întâmple în 7-8 ani, ar fi retehnologizarea unității 1, care presupune extinderea duratei de viață cu încă 25 de ani. Dar, desigur, la fel de important, poate chiar mai important, este proiectul unităților 3 și 4, pentru care, sigur, este necesar și suportul statului român cu mecanisme de piață care să sprijine implementarea proiectului. Ne bucură aici faptul că există un sprijin atât politic pentru acest proiect, cât și tehnic. Ministerul Energiei este partener de încredere pentru companie și împreună avem convingerea că vom reuși să derulăm etapele ulterioare pentru implementare.
Sigur că un rol important al energiei nucleare este contribuția la atingerea țintelor de decarbonizare, impactul nostru asupra amprentei de gaze cu emisii de gaze cu efect de seră este aproape neutru. Prin urmare, într-un mod sustenabil, fără dezavantajele energiilor regenerabile, putem contribui la atingerea țintelor de decarbonizare ale României ca membră în Uniunea Europeană. Astfel că trebuie făcut un balans pentru aceste ținte între regenerabile și nuclear, în opinia noastră. Alegerea mixului energetic este o chestiune de care ține de opțiunea fiecărei țări în cadrul strategiei Uniunii Energetice Europene. Și aș mai spune faptul că un alt element pe care trebuie să-l capitalizăm, dincolo de capitalul uman deosebit de valoros în cadrul companiei, inclusiv pe latura tehnică, este faptul că, cel puțin la nivelul populației, acceptanța energiei nucleare este foarte mare. Și, evident, în ultimul rând, la nivel politic, dacă este să comparăm cu ce s-a întâmplat în alte țări după accidentul de la Fukushima. Din perspectiva listării la Bursa de Valori București, aș spune că listarea a adus noi provocări pentru companie, s-a îmbunătățit substanțial guvernanța corporativă, întreprinderea a crescut transparența. Sigur că performanța la nivelul investitorilor nu poate nu este atât de spectaculoasă ca ținea noastră atât de evoluție negativă de la listare, fiind probabil datorată atât statutului de piață de frontieră al Bursei de Valori București, a unui free float relativ scăzut al companiei, acelei trebuie să uităm cu faptul că în intervalul de 2 ani prețurile pe piața energiei electrice au scăzut cu vreo 25% și conținem unei structură de costuri relativ inflexibilă, piața a bine penalizat profitabilitatea companiei. Modificări fiscalitate negative, pot să discutăm despre acea taxă pe stâlp, sperăm să fie scoasă de la an, va fi scoasă peste un an. Este bine că s-a redus nivelul. Dar sperăm că atât la nivel fiscal să existe modificări care să afecteze pozitiv compania. La nivelul reglementatorului ne-am dorit, poate ca să dau un exemplu, am așteptat cu interes modificarea tarifului de transport zonal și am așteptat o uniformizare a tarifului pe zone. Din păcate, avem tot un tarif discriminatoriu pe zone, ceea ce din nou penalizează nuclearul electrică, având, cu excepția regenerabililor din Dobrogea, cel mai mare tarif de transport zonal, ceea ce ne afectează fără să fie neapărat ne dăm un teren egal de concurență cu alți producători. Credem că există loc pe piață pentru toate tehnologiile, că vorbim de cărbune regenerabile, apă și dar trebuie identificate acele măsuri care să asigure un teren, să zicem, competitiv și nediscriminatoriu de joc. Aș da un exemplu în sensul ăsta, la peste 1000 de megabiți din special din Orient, injectați în sistem, deja prețul pe piața spot se duce prea un jos, peste 2500 de megabiți injectați, prețul are niște valori derizorii la care niciun producător plastic nu poate supraviețui. Trebuie ca piața sau cu mecanismele de reglementare să se identifice acele măsuri prin care să se remunereze contribuția relativă a fiecărui producător la sistem. Noi, de exemplu, avem stabilitate în sistem, avem 1400 de MW instalați pe care te cam poți baza, pentru că funcționează în medie cu 92-93%.